salut! Bine ai venit la ultima sesiune de mișcare din program, cea cu numărul 15. Îți doresc mult succes! Ne vom regăsi pe saltea, în picioare, tălpile sunt paralele. Îți voi să creezi un balans al trunchiului, venind ușor cu greutatea corpului către degete, apoi transferul către călcâie și pe lateral, către lateralul tălpilor. Și observă cum corpul răspunde, susținând în același timp echilibrul, stabilitatea. Și dă-ți voie să revii către centru, acolo unde simți că este poziționat cel mai bine, centrul tău de greutate. Brațele sunt eliberate pe lângă corp. Inspiră și expiră. Încât cu următorul inspir, vom ridica brațele prin față, lung, pe vertical. Expirul, cobor brațele pe lângă corp. Inspir înalt, lung brațele. Expir, cobor. Cu următorul inspir, vom veni pe vârf. Desprindem călcâiele din podea, înălțăm. Expir, cobor. Continuăm, inspir. Expir. La următorul inspir, rămâne pe vârfuri, călcâiele desprinse din podea, brațele înălțate. Respiră aici. Privirea concentrată într-un punct fix, stabil, poate fi în podea sau pe peretele din fața ta. Lasă umerii împinși în jos, preșezut. Și următorul expir, brațele coboară ușor pe lângă corp. Tălpile reiau contactul cu podea. Relaxăm. Continuăm. Tălpile paralele, deschise cu lățimea bazinului. Inspir înalt, brațele lung, sus. Expir. Genunchii ușor flexați, aplec trunchiul spre înainte. Expir. Inspir, ridic pe jumătate. Expir, aplec fruntea la genunchi. Inspir, înalt. Întindem brațele sus, privesc către palme, expir, cobor brațele prin lateral și duc palmele la piept. Inspir, deschid larg, expir, aplec, lung spre înainte. Inspir, ridic pe jumătate, expir, aplec, inspir, înalt. Expir, cobor palmele la piept. Inspir, deschid. Expir, aplec. Inspir, ridic pe jumătate, aliniez. Expir, aplec. Inspir, înalț. Expir, cobor brațele pe lângă corp, palmele la piept. Ultimele două, inspir. Expir. Inspir. Expir, fruntea la genunchi, următor inspir, înalță trunchiul, întinde lung brațele sus, expir, brațele coboară pe lângă corp, palmele la piept. Ultima, inspir, expir, aplec. Inspir, înalț pe jumătate și la expir vă rămâne cu fruntea către genunchi. Cuburile pot fi folosite pentru a crea o prelungire suport pentru brațe către podea. În orice variantă poate fi folosit ca și un singur cub. Respira aici, încă o respirație. Gâtul capului este liber, orientat spre podea, încât următorul inspir, îndoi mai mult genunchi, bărbia rămâne orientată către piept și cu arcuirea spatelui, pe ridicare, drept trunchiul, eliberez brațele pe lângă corp. Relaxez. Tălpile la nivelul umerilor, respir de voi. Bun, vom explora în continuare postura de echilibru. Este o postură bipolară, ceea ce înseamnă că o vom efectua pe partea stângă mai întâi, apoi completăm cu postura.
postura pe partea dreaptă. Transferăm greutatea în piciorul stâng. Deci, piciorul drept. Îl vom destinde din podea. Voi prezenta pe parcurs fiecare etapă la care tu te poți opri, considerând-o potrivită pentru tine în acest moment. Desprindem ușor talpa dreaptă din podea, care sau talpa dreaptă se va sprijini pe talpa stângă. Piciorul drept bine sprijinit cu talpa pe gambă. Evităm complet zona genunchiului, ca suprafață de sprijin, sau putem să conducem mai sus talpa piciorului drept în pulpa interioară a piciorului stâng. Genunchiul se deschide în lateral, șoldul pe partea dreaptă este deschis spre exterior, echilibrăm bazinul, astfel încât oasele bazinului sunt echidistante, egal distanțate față de podea. Palmele pot rămâne pe șolduri sau la piept, umerii sunt eliberați în jos, către podea. Privirea concentrată într-un punct fix, stabil, te va sprijini să-ți menții echilibrul, concentrarea. Sau putem să conducem brațele ușor deasupra capului. Respiră. Și ușor pe expirul, palmele revin la piept. Pe șolduri. Eliberăm piciorul drept în podea. Transferăm greutatea în ambele picioare, brațele pe lângă corp, relaxează câteva clipe. Este interesant să observi cum se schimbă sau cum se transformă percepția interioară a propriului corp. Și observă doar care este diferența între piciorul stâng și piciorul drept și felul în care un picior intră în contact cu podeaua față de celălalt, prin talpă. Continuăm. Transferăm greutatea în piciorul drept. De aici, palmele pe șolduri, piciorul stâng. Rămâne cu talpa în continuare sprijinită în podea sau pe talpa dreaptă, pe gambă. Amintim, evităm complet sprijinul pe genunchi, genunchiul piciorului de sprijin, în cazul acesta piciorul drept, sau înălțăm mai mult pentru a fixa talpa piciorului stâng în pulpa interioară a piciorului drept. Genunchiul stâng este deschis spre lateral, palmele pe șolduri sau la piept, privirea concentrată într-un punct fix, stabil, sau întindem palmele deasupra capului. Respirăm. Cu expirul, palmele coboară la piept, pe șolduri și eliberăm piciorul stâng înapoi în podea, relaxăm. Revenim pe saltea, în picioare. Ne vom poziționa în prima treime a saltelui. De aici, palmele pe șolduri, piciorul stâng. Ridicăm ușor și pășim cu stângul în spate. Deci, ne vom deschide față de latura lungă a salterii. Bazinul, pieptul, umerii sunt aliniați cu latura lungă a salterii. Un alt aspect de poziționare, călcuiul piciorului din față, este aliniat cu scobitura piciorului din spate. Picioarele sunt în acest moment întinse. Echilibrăm, centrăm, inspir, întindem brațele lateral, expir, cobor, brațele pe lângă corp. Următorul inspir, întindem brațele în lateral și crește o flexie, o fandare a piciorului în piciorul drept. Expir, brațele coboară pe lângă corp. Inspir. Atenție în această flexie, fandare, voi urmări să nu depășesc cu genunchiul lezna piciorului drept. Expir, cobor. Inspir. Expir. Următorul inspir. Direcția privirii este în direcția brațului drept. Expir, cobor. Încă două. Inspir. Expir. Inspir. Expir.
La următorul inspir, menținem aici 3 respirații. Numele sunt în jos, spre potea. Mă pot ajuta de această mișcare de rotire a umerilor, coborâre spre spate și împingere spre cele două extremități. De asemenea, o altă indicație este de a împinge cu coccisul sau osul pubian spre înainte și a trage buricul spre înapoi, evitând să destructurăm zona mijlocului, zona lombară. Bun. Deci, alunecăm pe orizontală spre înainte, antebrațul drept vine sprijin în piciorul drept. Brațul stând circular prin față, îl vom conduce lung deasupra capului. Încercăm să aliniem trunchiul cu umărul stâng și cu brațul întins. Respir. De aici ușor. Brațul stâng coboară la spate, orientăm privirea către podea, pot folosi acest scup și transferă greutatea în piciorul drept, care devine picior de sprijin. O pot juca aici, cu piciorul drept flexat, să îmi creez și susțin un echilibru, destinzând piciorul stâng din podea sau îl desprind complet din podea. Orientez șoldul stâng sus către tavan. Pot deschide privirea în direcția orientării pieptului și să întind și brațul stâng sus către cer. Întind câtul dintre umeri. Și revin ușor. Cobor talpa stângă în podea. Întind lung brațele, repoziționez, brațele coboară pe lângă corp, mă orientez din direcția de unde am plecat, pășesc spre înainte și relaxez. Tălpile la nivelul umerilor, reconectează-te cu respirația. Revenim. Prima treime a saltelei. Piciorul drept. Trag ușor genunchiul sus și pășesc larg în spate cu piciorul drept. Mă deschid către latura lungă a saltelei. Călcuiul piciorului din față este aliniat cu scobitura piciorului din spate. Picioarele sunt întinse. Întind lung brațele în lateral, expir, cobor. Cu următorul inspir, flexez piciorul stâng și orientez privirea în direcția brațului stâng. Expir, cobor brațele pe lângă corp, piciorul stâng se întinde din genunchi. Inspir, expir, inspir, expir, inspir, expir. Următorul inspir, mențin. Pot roti umerii spre urechi, îi cobor spre spate și întind spre cele două extreme ale brațelor. De aici, alunec pe orizontal spre înainte, sprijin antebrațul stâng în piciorul stâng și prin față conducem brațul drept și îl repoziționăm aliniindu-l cu trunchiul și piciorul de sprijin din spate, piciorul drept. Trag ușor de umărul drept înspre spate, respir, evit să cobor gâtul într-un mod necontrolat, las gâtul în prelungirea trunchiului. Pot chiar ușor să întorc privirea către brațul drept. Deci, prin față cobor brațul drept, îl duc la spate, orientez privirea către podea și transfer greutatea în
piciorul stâng care devine picior destru. Pot folosi cubul pentru a crea un suport. În continuare, mă pot juca aici. Dacă sunt aici, piciorul stâng este flexat și exersez pentru a obține un echilibru. Chiar dacă este un echilibru de moment, instanță sau mai mult, brațul stâng sprijină podea, piciorul stâng, piciorul de susținere, de sprijin, deschid bazinul, șoldul pe partea dreaptă este orientat spre tavan, orientez privirea în direcția pieptului și mai pot întinde și brațul drept sus pe trecer. Revin ușor. Brațul drept coboară, piciorul drept reașează în podea. Întindu-mi brațele, repoziționez pe verticală trunchiul. Întind piciorul drept, cobor brațele pe lângă corp, mă orientez către punctul de start și poșesc spre înainte și relaxez brațele pe lângă corp. Tălpile la nivelul umerilor, relaxăm. Bun. Vom veni cu transferul greutății în piciorul stâng. De aici, piciorul drept îl vom îndoi. Tragem genunchiul sus către piept și prindem cu palmele peste tibie. Rotim ușor glezna. În orice variantă ai piesa de mobilier sau de sprijin, poți folosi la susținere. Bun. Deci, vom folosi brațul stâng pentru a prinde din exterior piciorul drept și să ne deschidem cu răsucire către dreapta. Putem folosi brațul drept, palma dreaptă pentru a o ține în șol sau să întindem lung brațul drept către spate și să privim în direcția oferită de brațul drept. Respir. Și ușor, brațul drept coboară pe lângă corp, revin la centru, cobor piciorul drept în podea. Revin cu susținerea în ambele tălpi. Inspir, expir, relaxez. Bun. Și hai să vedem cum apare și din lateral această mișcare. Deschid piciorul stâng din podea, trag către piept, prind cu palmele peste tibie, rotesc ușor glezna și de aici voi folosi brațul drept pentru a prinde prin exterior piciorul stâng. Palma stângă poate rămâne pe șold, pe talie sau deschid în lateral. Trag de umărul stâng spre spate, privesc în direcția oferită de brațul stâng. Respir. Și ușor. Revin către centru. Cobor piciorul în podea, relaxez. Continuăm. Vom veni în prima treime a saltelei. Palmele pe șolduri, inspir și cu expirul aplecăm dintr-un spre înainte. Cobor brațele către podea și voi păși cu un picior și cu celălalt spre înapoi. Păstrez sprijinul în brațe, proiectez șezutul sus spre înălțime. Picioarele întinse, trag tălbia către piept, respir. Piciorul drept, desprind din podea, trag genunchiul către piept și voi continua să împing genunchiul către spațiul dintre cele două palme. Întind piciorul stâng, coborându-l spre podea și de aici folosesc un cub, o pătură rulată pentru a o poziționa sub fesa dreaptă, astfel încât bazinul să rămână echilibrat față de suprafața poderii. Inspir, expir.
vin ușor cu sprijin în brațe, creând un unghi mai ascuțit al trunchiului cu podeaua. Pot rămâne aici sau pot veni cu sprijin pe antebrațe. Sau pot odihni direct fruntea jos și să întind brațele spre înainte. Rămân aici aproximativ 5 respirații, ceea ce este un echivalent de 30 de secunde, jumătate de minut. Este o postură care destinde, relaxează în același timp. Revenim ușor. Dacă am fost cu fruntea mai aproape înspre podea, venim treptat cu sprijin pe antebrațe, apoi în palme și brațe, flexăm piciorul, talpa piciorului stâng, împingem în brațe, conducem ușor piciorul drept spre înapoi, realiniem, șezutul înălțat spre tavan, tălpile orientate cu călcâile spre podea, pieptul împins către pulpe, bărbia trasă către piept. Inspir, expir. Și următorul inspir, destind piciorul stâng din podea, trag genunchiul către piept și conduc mișcarea spre înainte. Așez piciorul drept în podea, întins, talpa către tavan și mă folosesc de cup sau de o pătură pentru a o poziționa sub fesa stângă, pentru a menține pazinul egal față de suprafața orizontală a poterii. De aici, voi rămâne cu sprijin în brațe, creez un unghi mai ascuțit al trunchiului cu podeaua, inspir, expir, sau vin cu sprijin pe antebrațe, sau pot coborâ fruntea jos în saltea, întind în brațele spre înainte. Și revenim ușor. Sprijin pe antebrațe, sprijin în brațe, împingem în brațe, flexăm talpa dreaptă, împingem piciorul stâng spre înapoi, întindem și coborăm genunchii și venim cu șezutul sprijinit pe dambe. Relaxăm aici câteva clipe. Am încheiat împreună 15 sesiuni de mișcare, 15 zile, 15 minute. Scriem despre experiența pe care ai avut-o alături de mine, cu tine, în aceste 15 zile. Împărtășește-mi despre ceea ce ai trăit, despre transformările la care ai fost martoră, propriul corp, minte. Și îmi doresc din suflet să continuăm să păstrăm legătura. Felicitări! Ai făcut o treabă minunată! Mult succes în continuare în ceea ce îți propui. Să realizezi, să împlinești, să fii!